venit la Kitchen Up. Pentru că vine iarna. Da, vine iarna. 24 aprilie, vine iarna. M-am gândit să pregătim un curry. O mâncare indiană clasică, un clasic în viață, dar se mănâncă pe toată planeta. Există curry-uri tailandeze, curry-uri filipineze. Noi vom face unul clasic indian. O să pregătim o parte importantă, o bază pentru orice curry, și anume pasta de ghimbir și usturoi. Curățăm o rădăcină de ghimbir. Bucățile. O să-l punem în blender. În mod normal trebuia să-l pisăm cu mojarul, dar viața e prea scurtă pentru asta. Usturoi. Tăiem și astea așa la mișto și anume, după care le punem aici, punem puțin ulei de măsline, puțină apă, niște sare și acum trebuie să le amestecăm. Cam așa arată și acum o dăm deoparte. Urmează să se pregătim baza pentru curry. Într-o tigaie uscată vom pune la copt o parte din condimentele noastre. Haideți cu. Începem cu două linguri de semințe de coriandru. O lingură de semințe de chimion. Cardamom, punem vreo... Așa, e suficient. Câteva păstăi am pus, pentru că are o aromă foarte puternică. Așa. Interesul nostru este să-și elibereze aromele, nu să le ardem. Frunze de dafin. O să punem și puțină scurățișoară, vino aici. Așa. Punem și câteva boabe de piper negru. Așa. Le mai lăsăm un pic aici. Așa, așa, așa. După ce le-am copt, punem toate condimentele astea în blender. Mai adăugăm aici puțină pudră de ghimbir. Ce arome nebune! Dar unde erau toate nenorocirile astea? De la magazin de condimente, de obor, nu ți-am spus că sunt obor. Trebuie să tocăm ceapa. Auzi, mă, te mai tai și tu ceapa. Ia să vedem, știi să tai? Ce trebuie să fac? Să tai ceapa. Aici, tai și aici. Tai așa acolo. Tai și aici, n-am ce să fac. Mamă, și eu la camera aici. Ia vezi pe ceapă și acolo. Nu apăs pe nimic. Nu trebuie să fie perfecte. A, nu? Nu. Eu urmăresc perfecțiunea. Da, doamne, un maestru. Altceva. Maestru. Fac acest curry pentru că Oana, iubita mea soție, este pasionată de mâncare indiană. Și mai ales de mâncare indiană făcută de mine. Uite ceapă, toci. E cam suficientă. Ce să mai spun? Mi-a trebuit cooking show. Hai să facem un cooking show, Mihai. O cană de orez. Și două cani de apă. I-am pus două cani de apă, îl lăsăm până ajunge în punctul de fierbere, după care vă arăt ce va urma. Să punem și asta aici. Acum să ne ocupăm, putem să punem ceapa la prăjit, îmi trebuie ulei de măsline. O să pun și ulei de susam. Punem ceapa. Acum trebuie să-i punem pasta pe care am făcut-o cu ghimbir. Stai roșile în sfert. Stai, 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 nu le tăia. De ce? Nu merge, boss. Ne. Dă-mi ăla. Perdești pe judii. Orezul a început să fiarbă. Îi adăugăm puțin șofran. Îi punem puțină sare. Îi punem capacul, oprim focul și îl mai lăsăm 10 minute. Punem două lingurițe de garam masala. De ce? Garam masala, e un condiment special indian. Așa. Amestecăm. Turmeric, tot așa. O linguriță și jumătate. Chili. Nu o să pun foarte mult, că e un chili destul de tare. Propria mea combinație de mirodenii pe care le-am blenduit. Le punem și pe astea aici. Amestecăm. Tăiem carnea de vită cubului. Începem și punem carnea de vită. Punem și sare, după gust. Acum o să o acopăr cu un capac și o să o las cam 10 minute să se-și lase ea zemurile. Din momentul să punem și roșiile.
Acum că totul a început să fiarbă foarte bine, îi adăugăm puțină apă. Îl lăsăm să fiarbă acum vreo 20 de minute până se reduce. O să-l mai lăsăm puțin cu capacul deasupra. O să pisăm niște alune caju. Capata e suficient. Că nu punem de la noi. Căriul e aproape gata. Trebuie să-i mai adăugăm niște coriandru. Punem coriandru peste cări. Căriul nostru este gata și acum vom aranja în felie. Cam așa. Și aici punem căriul nostru. Cam asta a fost pentru azi. Sper că v-a plăcut, sper să încercați. Ne vedem data viitoare.